Ai o personalitate flexibilă, multe talente și idei, precum și energia necesară care te conduce în avantajul tău. Singura problemă cu care te poți confrunta poate fi să decizi ce să faci mai întâi. Curioasă, grijulie și inteligentă, acționezi și gândești cu o viteză incredibilă. Înveți ușor, ești mereu în mișcare, în căutare de ce altceva să înveți. Rutina zilnică te scufundă în plictiseală extremă. Îți plac călătoriile, locurile exotice și întâlnirile cu oamenii noi. Viața ta constă în urcușuri și coborâșuri. Poți fi de succes dacă reușești să sintetizezi și să împaci contrariile, fericirea și tristețea, comedia și tragedia. În caz contrar, trebuie să urmezi pendulul vieții, aruncându-te din lumină în umbră și înapoi. Există posibilitatea să devii activ numai atunci când ești condamnată la disperare. Pot spune că nu te temi de nimic, deoarece te temi de tot. De fapt, tu uneori întâmpini un risc teribil în încercarea de a găsi o soluție la o dilemă. Se pare că ești norocoasă, dar în realitate, secrete sunt ascunse în sufletul tău. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: ingeniozitate, întreprindere, gândire logică, raționalitate. Dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecvent în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelată doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a gestiona banii. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi în capacitatea de a separa principalul de secundar și lipsa de vederi personale. Ești extrem de versatilă, cu interese largi. Ai multe idei și forțe pentru realizarea lor, ești înzestrată generos de univers cu diverse talente, principalul lucru este să hotărăști de unde să începi. Ești curioasă, grăbită, ești într-o constantă mișcare și cauți lucruri noi, nu stai niciodată în pace și iubești să înveți. O zi plictisitoare este insuportabil de dezgustătoare pentru tine. Îți plac noile cunoștințe, călătoriile și studiul națiunilor neobișnuite. Motoul tău, jos cu obișnuitul. Tu ajungi să înțelegi esența interacțiunii dintre lumină și întuneric pe scara universului. Ai abilitatea de a simți atât tristețea, cât și aspectele vesele ale oricărei situații de viață, inclusiv cele semnificative din punct de vedere social, cum ar fi nașterea, căsătoria, înmormântarea. Cu toate acestea, uneori nu reușești să-ți aplici experiența de viață pentru înțelegerea evenimentelor curente, deoarece nu ai o filozofie care să te protejeze de durere. Tu atragi în mod straniu forțele întunecate ale lui Pluto și Saturn. Problemele sexualității, morții, distrugerii, pasiunii și cruzimii sunt de un interes deosebit pentru tine și devin adesea un fel de obsesie. Dar totuși, temerile tale sunt mai degrabă fascinante,
De vreme ce numai tu ești capabilă să evoci emoții profunde necontrolate, de regulă, abilitățile tale analitice sunt extrem de dezvoltate, îți place să experimentezi, să explorezi, să teoretizezi. Poți da impresia unei persoane haotice și nervoase. Îți poți direcționa adesea energia luxuriantă în mediul înconjurător, obținând o ordine impecabilă atât la locul de muncă, cât și la domiciliu. Poate că acesta este un fel de încercare de a câștiga puterea asupra propriei nesiguranțe ce o ai în subconștient. Ar trebui să nu fii imobilizată în părțile întunecate ale vieții. Dacă îți poți orienta interesul într-o direcție sănătoasă, succesul și fericirea pentru tine nu vor fi o problemă. Dacă, pe de altă parte, ești extrem de interesată de rolul clovnilor, ești o creatură veselă în public, poți suferi conflicte cu tine însăți, o astfel de dihotomie te va zdrobi pur și simplu ca individ. În acest caz, lacrimile și râsul, la fel ca în imaginea faimoasă ce reprezintă teatralitatea, o mască râde și o mască plânge, va fi imaginea ta până la sfârșit. Te distingi față de alții nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești veselă, independentă, erudită. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cuceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 10 iunie soarta ta? Ești capabilă să simți bucurie și tristețe. În plus, în această zi, corpurile cerești sunt aranjate astfel încât toate calitățile cu care natura te este înzestrată, se vor manifesta la maxim pe parcursul vieții tale. Prin urmare, dacă apreciezi viața, încerci să găsești aspecte pozitive în toate, nu ești străină de râs și ai un minunat simț al umorului, atunci viața ta va fi ușoară și distractivă. Dar dacă ai tendința să devii descurajată, cedezi cu ușurință gândurilor rele, observi doar ce este rău și cultivi acest sentiment în sine, aceste lucruri nu va duce la nimic bun. Pur și simplu îți distrugi viața. Principalul lucru este de a înțelege că viața și fericirea ta depind în mod literal de tine însăți. La urma urmei, soarta și dezvoltarea ta sunt direct legate de starea ta de spirit. O trăsătură distinctivă a ta este abilitatea de a simți momentele trăite și bucuria din viață. Tu mai mult decât oricine altcineva știi că medalia are două fețe și le vezi clar. Tu te poți bucura cu adevărat de diferitele situații de zi cu zi. Ai o lume interioară bogată care îți permite să devii o persoană interesantă și chiar puțin misterioasă. În același timp, ea ți-aduce sentimente interioare mari și autodistrugere. Datorită trăsăturilor contradictorii ale caracterului, destinul tău nu va fi niciodată plictisitor și viața niciodată monotonă. Pentru a deveni o persoană cu adevărat fericită și de succes, trebuie să înveți cum să te menții în mod corespunzător și să reacționezi la diverse probleme de viață și vicisitudini. Abilitatea de a corecta și, cel mai important, de a răspunde la orice situație în timp asigură decizia ta de 100% pozitivă. Ești foarte greu de înțeles, pentru că ești secretoasă prin natura ta. Mai mult, nimeni nu va putea niciodată să stabilească starea ta de spirit doar dacă se uită la chipul tău. De fapt, poți fi completă liniștită în afară, iar în interior este o furtună de pasiuni înfricoșătoare. Abilitatea de a-ți ascunde emoțiile este un dar neprețuit pe care știi să-l folosești. Ai o minte ageră, îți place să înveți ceva necunoscut, te străduiești să afli secretele vieții. Reflectând asupra temelor globale ale omenirii, deseori dezvolui ceea ce este ascuns de ochii unui simplu muritor. În cursul dezvoltării personale, tu descoperi legile adevărate ale universului, începi să înțelegi principiile echilibrului dintre bine și rău. Ai o gândire analitică foarte dezvoltată de la naștere, astfel încât poți studia orice subiect în detaliu fără probleme, în timp ce tragi concluziile necesare. Ești obișnuită să aranjezi lucrurile în jurul tău într-o ordine logică, inventând pentru tine un anumit sistem. Aceste lucruri te ajută să ții totul sub control. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație romantică, ești generoasă,
însetată de dragoste și intimitate, dar ai nevoie de o anumită libertate pentru a-ți satisface interesele. Deși un partener poate fi obosit de întâlnirile obișnuite, nu se va plictisi niciodată cu tine. Alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Viața ta nu este niciodată uniformă și netedă, este ca și cum ai merge pe albia secată a unui râu de munte, în sus și în jos. Tu poți combina în mod armonios contrariile în sine și înveți prin lumea interioară întregul univers. Poți să te grăbești toată viața de la o extremă la alta. Poate risca în fiecare minut. Soarta îți oferă de obicei cadouri. Există întotdeauna multe secrete ascunse în adâncul sufletului tău. Este foarte important pentru tine să studiezi filozofia și viziunea filozofică a vieții. Poți fi asociată cu misticismul și forțele întunecate ale sufletului, vrăjitoria, magia, distrugerea, cruzimea, pasiunea. De obicei, aceste lucruri se încadrează într-un fel în sfera intereselor tale. Mai presus de toate, tu apreciezi o astfel de emoție ca frica, deoarece aceasta este cel care este catalizatorul sentimentelor necunoscute ale straturilor profunde ale sufletului tău. Poți fi un excelent analist, om de știință, teoretician, experimentator. Sănătate și boli. Trebuie să fii atentă la impulsurile destructive la care ești expusă sau la care te expui singură. Poți fi predispusă la depresie, deci ar trebui să eviți atașamentul excesiv la antidepresive. Pentru a contracara aceste situații, trebuie să găsești un echilibru psihologic între întuneric și lumină. Singura cale este să știi partea întunecată a ta, să știi, să o accepți și să trăiești în armonie atât cu lumina ta, cât și cu partea ta întunecată. Acest lucru se poate realiza numai prin recunoașterea existenței părților întunecate și a introducerii fricii în ele. Pentru tine, lipsa sexualității poate avea consecințe negative. Sporturile sunt bune pentru sănătate, dar deloc obligatorii. Soarta și norocul. Vibrațiile din această zi întăresc trăsăturile de personalitate care sunt mai pronunțate. Dacă vei dezvolta caracteristici negative de caracter, atunci vei fi măruntă, leneșă și fără suflet, circumstanțele vieții tale vor fi nefavorabile. Dar dacă favorizezi buna ta natură, dacă vei fi bună și veselă, dacă tratezi oamenii cu respect, viața ta va fi plină de fericire și har. Vei fi capabilă să faci multe, să-ți creezi norocul. Sfaturi pentru tine.
Ar trebui să încerci să eviți întunericul excesiv, să cauți o sferă sănătoasă și pozitivă de aplicare a eforturilor tale. Nu trebuie să porți o mască prea veselă dacă suferi de o durere emoțională severă, natura ta nu va rezista la astfel de tensiuni. Lămurește-te atunci când te frământă ceva. Ferește-te de evazionism, chiar dacă este vorba de interiorul sau exteriorul lumii sau de încercarea de a-ți găsi jumătatea în altcineva. Străduiește-te să-ți integrezi acțiunile și fanteziile. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutii mici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Naiel Zărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.